Salut internet, sunt eu Tudor și vreau să fac un filmuleț să vă explic exact ce am mai învățat pe internet în ultimul timp. În episodul de astăzi vom avea un tutorial, primul meu tutorial, în care vom învăța cum să pictăm și cum să desenăm. În primul și în primul rând aveți nevoie de unelte pentru a picta și anume un set de pensoane și un set de culori. Pentru cei care vor să facă pictură pentru avansați, aveți nevoie probabil și de un Chevrolet pe care puteți să-l puneți în pod sau în balcon sau pur și simplu în curte pentru cei care au casă. Cam astea sunt ustensilele de care aveți nevoie când vă apucați de pictat. Deci am vorbit despre culori și despre pensoane, o farfuriuță de amestecat, o planșă albă și mai ales aveți nevoie. Din păcate era ultima planșă de desen pe care o mai am prin casă, așa că nu mai pot face peisajul de iarnă pentru care m-am pregătit, dar vom folosi acest mic incident ca un incentiv creativ în care vă voi arăta ce puteți să faceți când se întâmplă astfel de accidente sau incidente, că sună mai... Această pată maronie arată fix ca un berbec și cred că știu exact ce să-i fac ca să o retușăm și bineînțeles va fi o pictură modernă, deci nu va fi o pictură clasică, este abstractă și pot să spun că deja arată foarte bine. Nu știu cum să fac să intru și eu în cadru. Cam așa. Deci primul lucru care vreți să-l faceți este să începeți cu una dintre culori, oricare. Mie îmi place să încep cu negru ca să dau un contur, să dau un contur să știu exact ce vreau să fac. Și am aici culoarea neagră. O să punem aici într-un colț în care nu, oricum nu vreau să desenez în colțul ăla și atunci nu contează dacă murdărim puțin. Al doilea lucru și unul dintre cele mai importante este să pregătiți pensonul. Ăsta pentru că e nou, e puțin uscat. După care începem. Trebuie să fie ca o mângâiere în momentul în care puneți pensonul în culoare. După care putem să ne apucăm de pictat efectiv. Și cred că în primul și în primul rând o să începem cu ochii, pentru că sunt cei mai importanți. Iată cât de frumos facem un cerc. Dragă internet, chiar dacă am început mai greu tutorialul de astăzi, vreau să vă spun că sunt foarte mândru de ce am realizat. Am avut câteva probleme, dar până la urmă se pare că totul a decurs așa cum mi-aș fi dorit și eu. Și vreau să vă arăt, practic, folosind tehnicile care vi le-am arătat, ce desen am făcut și cred că mi-am găsit vocația. Deci iată desenul, este vorba de un berbec, o pictură modernă.